explicați la Bruxelles că sunteți parteneri cu un partid antivaccinist, anti-european, anti-occidental, xenofob, neofascist? Despre cine vorbim? Nu suntem parteneri cu un astfel de partid. Nu sunteți parteneri cu AUR, cu care ați semnat o moțiune de cenzură? Nu, nu suntem parteneri, nu avem niciun acord, nu avem nici, obiective politice de policy comune, n-am negociat nimic, nu împărtășim obiective, viziuni politice, avem programe politice diferite. V-am tot auzit, domnule Prelipceanu, vorbind despre acest lucru. Stați puțin, de ce spuneți că nu aveți obiective comune? Aveți obiectiv comun, dărâmarea guvernului din care faceți parte. Faptul că am semnat, au semnat și cei de la AUR o moțiune de cenzură împotriva premierului Câțu, punct. Atât. Nu am negociat niciun obiectiv politic. Au semnat textul dumneavoastră. Și aveți un obiectiv comun, să dați jos guvernul. Da, bun, asta e o activitate parlamentară, să spun, o inițiativă parlamentară. În Parlament, evident, colegii din Parlament lucrează cu cei care sunt în Parlament, care au intrat în Parlament, dar atât, la atât se limitează. Nu eu, atunci, ajutați-ne să înțelegem altceva, domnule Cioloș. Comunicat AUR, domnule Cioloș, comunicat AUR astăzi, care zice așa: introducerea certificatului verde european este o formă gravă de discriminare, este un atac la libertatea românilor, o măsură îndreptată cu ură, împotriva românilor, pentru că 7 din 10 români au refuzat să se vaccineze. Da, e comunicat o prostie ceea ce spun, dar e treaba lor până la urmă. Ei trebuie să explice lucrurile astea, eu n-am ce să explic. Nu, spuneți-ne altceva, că sunt partenerii dumneavoastră. Sunteți de acord cu ce spun ei în comunicatul ăsta? Ascultați-mă ca să pot să-mi termin fraza. Certificatul verde eu l-am susținut în Parlamentul European. Am fost unul dintre cei care l-au inițiat, unul dintre cei care au susținut intrarea lui în vigoare foarte rapidă și în România, pentru ca cetățenii români să poată să călătorească. Deci nu am eu ce explicații să dau legate de ceea ce spune un alt partid. Întrebați-i pe ei. Nu e vorba de o explicație. Ne-am fi așteptat astăzi, de exemplu, ca dumneavoastră, care aveți un proiect politic comun cu cei de la AUR, să ne spuneți măcar că nu sunteți de acord cu ce susțin. Cu cei de la AUR. Nu avem un proiect politic comun. Dar ne spuneți că sunteți împotriva ceea ce susțin ei aici cu certificatul european? Un proiect politic e un proiect în care construiești ceva, în care împărtășești niște viziuni politice. Noi nu împărtășim viziuni politice cu ei. E pur și simplu o procedură administrativă în Parlament. Atunci când vrei să depui o moțiune de cenzură, ceri semnături parlamentarilor, indiferent de partid, pentru că tu ai o moțiune pe care ai prezentat-o și ceri semnături, să îndeplinești numărul de semnături, îndeplinești procedura parlamentară. Se nasc două întrebări aici. Prima e cea pe care v-am adresat-o deja. Sunteți de acord cu ce susțin cei de la AUR aici? Dar e o măsură îndreptată cu ură împotriva românilor? Nu sunt de acord și tocmai v-am explicat faptul că am fost între cei care au inițiat la nivel european acest certificat verde care să fie aplicabil în toate statele membre, inclusiv în România, și s-a dovedit de altfel că acest certificat a fost un succes, pentru că pe perioada verii, de fapt de când a intrat în vigoare și până acum, a permis libera circulație la nivel european și sper eu să permită și în continuare libera circulație. Înaintea parteneriatului dumneavoastră, spuneți că nu e un parteneriat, înaintea moțiunii pe care ați semnat-o împreună, pe 9 august, domnul George Simion spunea așa: parlamentarii AUR se vor lega cu lanțuri în Parlament dacă în România se va introduce certificatul verde. Ce se întâmplă în Franța este apartheid medical. Se împărțiți cetățenii în buni și răi. Vaccinul este impus de Uniunea Europeană, sunt seruri experimentale. Domnule Cioloș, erați la curent cu aceste declarații ale domnului George Simion? Nu împărtășim nicio viziune politică cu cei de la AUR, punct. Nu împărtășiți nici măcar acest apel la nesupunere? Nu împărtășim nicio viziune politică cu cei de la AUR. Da, erați la curent cu aceste declarații? Știați că AUR face campanie împotriva regulilor, împotriva vaccinării? Da, e problema lor și
am dezavuat și am criticat aceste lucruri de fiecare dată când am avut ocazia. Dar e problema lor. Ei își asumă obiectivele lor politice și viziunea lor politică. Noi nu împărtășim aceste lucruri nici cu ei, așa cum nici cu PSD. Nu împărtășim foarte multe lucruri și așa mai departe. E firesc. Fiecare partid are viziunea sa. O viziune care se exprimă atunci când ești opoziție, în opoziție cu poziții în Parlament, poziții publice, atunci când ești la putere, le împărtășești printr-un program de guvernare. Noi am împărtășit un program de guvernare cu PNL și cu UDMR și știți foarte bine de ce s-a ajuns în situația în care suntem acum și sper să o depășim cât mai repede. Sper să treacă acest congres al PNL cât mai repede ca să avem claritate din partea lor și să știm ce facem de acum înainte.